Interviul săptămânii la RCIS FM. Dragi prieteni, bună regăsire la Interviul săptămânii. Sunt Nicoleta Timaru. Așa cum v-am promis, în cea de-a doua ediție, monseniorul Grigore Duma, în continuare, cu același spirit de glume, dar în același timp cu spirit de părinte și de învățător, pentru că aveți atât de multe să ne împărtășiți din experiența sfinției voastre. Bună regăsire, monseniore! Bine v-am regăsit și eu aici la studio. M-am gândit după prima ediție pe care am înregistrat-o și mă întrebam cum privește oare un preot, un monsenior, un om realizat, nu? La 83 de ani, cum privește un astfel de om fericirea? Care credeți că este definiția fericirii? Cred că fericirea e foarte greu de definit. Mai degrabă se trăiește. Și fericirea este ca un bumerang. Cred că este un soi de definiție. Până nu lovește pe celălalt, nu se întoarce la tine. Nu lucrează numai așa. Singur să-ți faci fericirea, cred că este o utopie. Numai așa, dându-o altora și apoi să trăiești din bucățica pe care altul o gustă așa bine. Și pentru că viața nu este doar despre fericire, aș vrea să vă întreb, credeți că există suflete pierdute? Suflete care e posibil să nu mai fie recuperate? Nu, sufletele, n-am avea credință. Iisus pentru asta a venit, ca să deschidă tuturor, să deschidă poarta. Nu există pierdere totală pentru nimeni. Numai dacă ne gândim la unul care părea chiar pierdut, tâlharul de pe cruce, de lângă Iisus, pentru acea vorbă așa de puțină vorbă așa care i-a spus: Doamne, amintește-ți de mine. Nici nu și-a cerut iertare. Nici nu a făcut niciun fel de act de pocăință. El era deja în actul acesta de suferință. Dumnezeu nu ne cere așa de mult, foarte puțin. Și cei care pretind sau vor să se piardă, că Dumnezeu nu pierde pe nimeni. Dumnezeu ne-a creat pentru fericire și vrea să fim fericiți și aici. Și ne-a dat atâtea posibilități încât nu mai trebuie să căutăm un pic și găsim chiar și în momentele cele mai dificile așa din viață, o putem găsi, că suntem creați pentru fericire. Pendulând între această fericire și între a fi un suflet pierdut, de multe ori este răzvrătirea noastră față de calea pe care Dumnezeu ne așează, față de ceea ce ni se întâmplă deseori în viață. Care este mesajul Sfinției voastre pentru cei care se răzvrătesc împotriva voinței lui Dumnezeu? Cred că trăim acum momente când, sau timpuri când răzvrătirea, rebeliunea aceasta este așa la modă. Uneori rămâi blocat așa, că nu găsești parcă o ieșire pentru răzvrătirea aceasta. Avem multe cazuri, știu multe cazuri, deja mai ales tineri, care în răzvrătirea aceasta nu vor să primească niciun fel de remediu. Chiar sunt disciplinați, pedepsiți cu nu știu ce, rămân în această răzvrătire.
până la o vârstă, parcă se confirmă așa cumva povestea aceea, copilul când e mic să uite la tata, a, ce mare e tata, ce deștept. Pe urmă ajunge la egalitate cu tata și abia când poate prea târziu atunci spune ce mare și înțelept era tata, dacă l-ascultam pe el. Cred că trebuie un studiu foarte, foarte profund de psihologie ca să arunci la realitatea acestei rebeliuni. Ce creează treaba asta? De multe ori m-am gândit dacă nu cumva părinții prin o atitudine prea permisivă, așa creează asta, cresc copiii așa și pe urmă cumva hățurile s-au rupt și nu se mai poate face nimic. Cum ați aborda creșterea unui copil în zilele noastre dacă ați fi părinte? Pentru că știm bine, aveți exemplu părinților sfinției voastre care au aplicat Constituția, nu-i așa, și da, n-au făcut rău, dar în aceste timpuri aplicarea Constituției e neconstituțională, cum s-ar spune. Da, se consideră disciplina, de fapt nu se mai vorbește de disciplină, se vorbește numai de abuz. Abuz, exact. Ori, nu mai e corijare, nu mai e îndreptare, da, nu mai da, e arătarea unei căi drepte. Da, de multe ori sunt unii părinți care încearcă măcar verbal să fie mai mai autoritari cu copiii. Dacă ar fi să fiți părinte, să fiți astăzi tată, cum v-ați crește copiii? Cum i-ați corija și cum ați face să le arătați această cale? Cred că trebuie de început, de foarte mici copii, acum sunt de foarte mici, încep să fie independenți. Înainte de a avea ei aripile acelea cu care să zboare rebeli, ar trebui de tăiat vârfurile aripilor. Sunt sigur că asta ar ajuta. Dar eu știu dacă mă gândesc că totuși o parte din atitudinea aceea, din ce făceau părinții noștri, era ceva sănătos și care a avut efect. V-am spus că eu am luat-o pe un drum mai bun, așa, după o corijare exemplară. Dar am auzit, de multe ori am auzit, de pe la colegi, de la parohul meu, da, părintele ăsta, Bishop, îmi spune, la fel i s-a întâmplat și lui. Și de la alții am auzit. Deci o corijare este necesară, fără abuz. Dar disciplină, unde trebuie Constituția, acolo trebuie de aplicat. Dacă nu, atunci creștem buruieni. Monseniore, știți că atunci când doi oameni împărtășesc aceeași gândire, aceleași valori, aceleași hobby-uri, plăceri, bucurii, ei devin prieteni. Prieteni peste ani, prieteni peste timp, prieteni indiferent ce se întâmplă cu viața lor și în ce direcție o ia fiecare. O astfel de prietenie aveți sfinția voastră cu preasfințitul Petru Gherghel. Sunteți prieteni de mulți ani și știu că aveți o relație specială și aș vrea să ne povestiți cum l-ați cunoscut pe preasfințitul Petru și cum s-a legat această prietenie care, iată, e deja de câteva decenii bune. Cum v-am spus, la seminar noi organizam serbări în timpul celor două vacanțe împreună. Și cred că prietenia noastră, așa, solidă, a început din seminar. Pentru că și ne-am cunoscut pe scenă, să zic așa, acolo s-a legat. El e un actor
Excepțional. Vă spun, i-am fost nevastă. Oh. Da? Că dacă nu erau fete la seminar, trebuia să, cineva să am vie jucat și... în travestii. Așa cu... Și a fost un soț bun, preasfințitul? A fost un soț bun? Da, era Ana Andreevna în piesa lui Gogol. Și bineînțeles că ne-am împăcat foarte bine ca soții. Pe scenă. Da. Sigur că prietenia noastră a fost foarte frumoasă de la început. Pe urmă, ca am ajuns la seminar, el profesor mai întâi amândoi, pe urmă el rector, eu prefect de studii, și unde toate au mers, cred, foarte bine, mai ales că am pe vremea aceea trebuia să colaborăm din, nu numai ca rector și ca prefect, dar și ca să zic șeful instituției, și eu îndeplineam și alte funcții. Câțiva ani de zile am fost și contabil, până când găseam un contabil, până când găseam un profesor, las că suplineam eu. De multe ori am picat în această poziție că a trebuit să suplinez. A plecat părintele Ferenț, a plecat la studii și a trebuit să iau o parte din materiile pe care le preda el. Sigur, ca prefect de studii, să organizez toată desfășurarea programului didactic, cerea un timp foarte mult. A plecat contabilul și am fost contabil, și în vremea aceea am făcut și clădirea nouă a seminarului. Și de aceea spuneam cu preasfințitul Gherghel, a trebuit să colaborăm pe mai multe nivele. Pe vremea aceea primeam ori eu, ori preasfințitul Gherghel, primeam valută din străinătate. Și valuta aceea nu venea în bancă, venea cash. Noi trebuia să transformăm valuta aceea în lei. Practic, să-i se piardă urma, sau care era ideea? Nu, să o folosiți. Să o folosim, să punem în bugetul seminarului. Am crezut că erau ajutoare cumva venite în acele timpuri și nu aveați voie să le primiți. Aveam voie și nu aveam voie. Exact. Când mergeam, de exemplu, mergeam la un hotel acesta mare, unde era shop-ul cu lucruri care nu erau în România, cumpăram lucrurile acelea, mai ales electronice, de astea. Ce nu aveam noi acces, covoare, da, blânuri, și le vindeam și puneam banii în bugetul seminarului. Pentru ca lucrurile să meargă mai departe, da, să le folosiți. Și sigur că preasfințitul Gherghel, fiind așa de ocupat cu altele, îmi dădea mie când primea mănăcea, îmi dădea mie și mergeam eu. De exemplu, am mers odată cu părintele Budulai, că el era administrator acum, am mers la un shop în București și am încărcat, cred mai era un preot, cred că da, 3 inși am mers, am încărcat 3 mașini cu tot felul de lucruri de astea, că nu erau destule la Iași, la Unirea. Și am plătit, am plecat de acolo și la ieșirea din București ne-a oprit miliția, 2 milițieni. Și ne-au cerut actele, le-am arătat și unul din milițieni spune... Eu vă sfătuiesc că am ieșit spre Ploiești.
eu vă sfătuiesc, mergeți înapoi și ieșiți pe la Urziceni. La Ploiești vă așteaptă o echipă care o să vă facă necazuri, niște colegi de-ai noștri. Și au plecat. Noi trei și acum steam, ce facem? Dacă la Urziceni e să aștea și ne-au trimis la acolo, la capcan. Dar hai să-i ascultăm totuși pe ăștia. I-am ascultat, am plecat, am ieșit pe la Urziceni, până acasă nu i-a întrebat nimeni nimic. Deci, milițianul respectiv a fost un trădător. Da. Și mergeam și vindeam aceste lucruri în mod ilegal. Da, dar știa toată lumea. Dar de ce totuși ne mergea treaba? Pentru că cei de la care trebuiau să ne controleze primeau și ei câte ceva. Era pe vremea aceea la mare modă casetofonul pentru mașină cu casetă. Un casetofon din ăla închidea ochii și urechile și tot la... Dar până la urmă securiști. Toate astea ca să puteți să dați înainte, să se facă lucrări, să puteți să susțineți lucrările bisericii până la urmă. Da. Până la urmă a venit un... ca să închei asta cu... că e vorba de prietenia cu preasfântul, nu? A venit cineva de la securitate și i-a spus preasfântului Gheorghe, le-a spus: ar fi bine ca părintele Grigore să dispară câțiva ani din zonă. Și atunci au cerut ăștia din America, au cerut că au nevoie acolo de ajutor și preasfântul a hotărât, măi, mai bine să dispari. Asta era la 33 de zile după ce ați fost numit paroh la Răducăneni, nu? Ați fost acolo paroh 33 de zile și ați plecat în America. Da. Deci acesta a fost motivul pentru care ați plecat în America. Da. Era mai bine să dispăreți o perioadă din peisaj. Da. A venit părintele Gabor Dumitru în locul meu și veneau mereu controle de astea. Erau și răutăți, eram părâți undeva de cineva. Cu siguranță. Că ne-au și spus cei de la securitate, care veneau de la miliția economică, se chema. Noi n-am venit, că știm că faceți o treabă bună aici, dar a trebuit să venim că aveți o plângere. Da. Și a venit, cum am spus, părintele Gabor Dumitru și el a continuat să facă ce făcusem eu până atunci. Dar ori de câte ori venea controle, cine a făcut asta, el de ea venea pe mine. Și când spunea unde e plecat în America, atunci se închide. Îl lăsăm în pace. Da. Deci cu asta el a continuat și făcea un haz de treaba asta. Dar părintele Dumitru Gabor a fost la un moment dat în Franța, nu cumva l-au trimis în Franța după ce și-a terminat misiunea. Și el a plecat a fost în Franța, exact aceeași poveste. Din cauza asta. Exact, exact. Dar pentru că ați zis de America, cum v-a primit America, părinte? Cum ați trăit, sfinția voastră, visul american? Sigur că este un vis, că America este de fapt în mintea noastră ceea ce nu este acolo. Tărâmul tuturor posibilităților, nu? Așa îi se spune. Relativ. Așa îi se spune. Da, am mers, preasfântul Gheorghe mi-a spus, du-te 3 ani de zile stai acolo și până vii acasă și... Dar din cauza anumitor situații care erau că s-au mai prelungit. Și în din 83 de zile, până în 90. Da, da. Când m-a chemat acasă ca să-i fiu vicar general. Visul american e interesant. La un moment dat, vorbind despre America și situația ce am trăit acolo și când veneam în concediu era cu oriunde mergeai cu pașaportul românesc te cercetau, te împiedicau, te persecutau. Atunci am hotărât să iau cetățenia americană și vorbind mulți nu înțelegeau, credeau că
bă, ce să laudă asta, că el e, cetățean e american. În America și că e american, dar nu e așa. Păi în America eu am continuat să fac treaba pe care o făceam și în România, într-o parohie. Dar ce fel de biserică și ce fel de credincioși ați găsit acolo? Pentru că mă gândesc că erau totuși abordări diferite, o zonă diferită de România, clar. Da, sigur, e foarte diferită din multe puncte de vedere. Deci am mers la, am slujit acolo la Biserica Greco-Catolică oficial și sigur colaboram la bisericile romano-catolice când era cazul, când mă chemau unde trebuia. Lumea e, de fapt, mai totul este diferit. Să știți că americanii merg la biserică. În bunăstarea lor, care în mintea noastră este exagerată, pentru că muncesc greu americanii pentru ceea ce au. Nu este America, te-ai dus în America și te-ai făcut bogat, cum am simțit aici colo, cum spun, băi, tu ai fost de America atâția ani, trebuie să, măcar dacă spărgeam vreo bancă din parc, nu din dar muncesc greu, însă bunăstarea aceasta a lor le dă liniștea zile de mâine, greu, practic. Nu este îngrijorarea pentru mâine. Au o siguranță până la urmă, despre asta vorbim. Dar vă spun, cu muncă grea, unii, mai ales noi veniți acolo din România, până când reușeau să stea în picioare, pe picioarele lor, munceau câte două, trei servicii. Mergeau de la un serviciu la altul, la altul, în așa fel încât nu le rămânea acasă decât eventual să vină să mănânce și să odihnească. Așa de mult munceau. Care era bine și era rău, pentru că se obișnuiau cu mult cu ritmul ăsta de muncă și li se părea pe urmă că un singur serviciu e prea puțin bani, oricât ar fi câștigat, atunci continuau și neglijau familia și neglijau chiar sănătatea numai ca să iasă banul cel mare. Și toate astea cu credință în Dumnezeu și aproape de biserică, spuneți. Da, da. Veneau la biserică și... Da. Suportă biserica, este foarte bine organizată acolo, preotul nu are nu zic obligațiile de la noi, că nici la noi n-ar trebui preotul să fie numai decât muncitorul de pe lângă biserică. Când îmi spune un preot la un moment dat despre un altul, măi, ăsta n-a bătut un cuie în viața lui. Noi n-avem în caietul nostru de în fișa postului de preot, cum se spune. Nu avem obligația aceasta de a bate cuie, dar avem obligația de a în primul rând preotul este omul rugăciunii. Nu pot, de aceea nu vă spuneam de că eu fac în fiecare zi ora de adorație, care nu consider că este o laudă, când spun ar fi un blam dacă n-aș face și dacă n-aș spune asta, că în primul rând preotul este omul rugăciunii și acolo își face datoria cea bună și cea mare, că lasă sau cere mereu ajutorul de la cel cu care stă de vorbă să convertească. Nu noi convertim. Nu? Și de aceea spuneam că americanii merg la biserică. De exemplu, am fost în mai multe locuri. Am fost în Cleveland, am fost în Canton, în Ohio, am fost în California.
în California, mai ales unde sunt mulți catolici, mulți de origine mexicană mai ales, dar și alte națiuni, bisericile sunt pline. Dacă înainte de Crăciun și de Paști, acolo făceam clacă la spovadă, punea preotul, punea 10-20 de scaune așa în prejurul băncilor din biserică, unde s-a așezat un preot, deasupra lor scria în ce limbă poate să asculte, să spovedească, și venea lumea la spovadă, așa ca o glumă de acolo, de la un vecin care a pregătit lumea, biserica era plină, noi preoții așteptam să vină lumea de acum la spovadă, el s-a dus, a făcut o rugăciune și s-a adresat credincioșilor, a spus: iubiți păcătoși. Lumea a râs în biserică, dar a înțeles într-adevăr, veniseră la spovadă. Toți păcătoși, da. Cum v-au privit, părinte? Înțeleg cum i-ați perceput sfinția voastră, i-ați văzut atașați de biserică, credincioși, dar cum au privit ei un preot român? La început, că am mers doi preoți. Mai este un părinte care e încă în New Jersey, la Trenton. La început a fost din partea unor preoți de noștri, români încă, și din partea unor credincioși a fost mai mult decât o rezervă. Ni se spunea pe față că suntem comuniști, că am venit să spionăm, să facem rău bisericii greco-catolice care am mers înainte de Revoluție, când încă biserica greco-catolică era în ilegalitate. Încet, încet s-au convins credincioșii, când credincioșii, la un moment dat, chiar episcopul, care Dumnezeu să-l ierte că a murit, chiar episcopul s-a exprimat în față la niște credincioși că să fie atenți cu mine, pentru că m-a dat el motivii de acestea de care vă spuneam, că vine din România, cum a căpătat pașaportul de la cine, ca și cum ar fi putut să capeți pașaportul și de la... Da, colț de stradă. Da. Și atunci m-am dus la el și i-am spus că era în Ohio și el, m-am dus la el într-o zi și am spus: preasfințite, căutați-o alt preot, eu săptămâna viitoare am plecat înapoi în România, am venit ca să ajut să fac ceva aici, dacă credeți că ce le-ați spus acelor oameni e convingerea preasfinției voastre, nu vreau să stau și să fiu piedică la bunul mers al diecezii acestea. Și a acceptat? V-ați întors acasă? Nu, că eu am spus și la alți preoți, le-am spus că uite, mă pregătesc, îi spune episcopului și am plecat, și la niște credincioși care aveau altă părere și s-au dus la domn episcop și m-a chemat îndată episcopul și am spus, și-a cerut scuze, zice, uite, asta vorbeau ăia, erau niște foști legionari acolo care de fapt ei nu ne-au acceptat niciodată, dar era în mintea lor ceva, eu știu de unde, dar pe urmă s-a purtat foarte frumos și a cerut iertare, au zis, continuu, eu văd că faci treabă bună acolo. Eram pe post de administrator, că nu te numești deodată paroh. În câteva zile mi-a trimis numirea că paroh și că e foarte mulțumit de ce făceam acolo. Deja adunasem copii. Deci asta a fost atitudinea. Foarte greu a fost să știi că ești bănuit de niște lucruri care nu era. Nu erau justificate. Ați fost și rector la Catedrala Sfântul Gheorghe din Kenton. Da, da. Cum ați ajuns rector? Adică la început nu v-au primit bine și până la urmă, ușor, ușor,
Da. V-ați integrat chiar perfect. Deci am venit acasă, în țară, am fost... Vicar general. Vicar general și nu mi-a prit mie. Vicar general... Cu toate că erați cu preasfințitul Petru. Da. Nu? Da. Și eram cu el și era foarte bine, așa, dar nu era lucrul meu. Eu eram preot și ca vicar general trebuie să-ți placă să faci ce trebuie să facă vicarul general. Administrație, de fapt, nu? Da, e o chestiune da, mai... da, cu... de toate, că mă întrebau, de fapt, ce este vicarul general? Și le-am spus așa, într-o asemănare, când toate merg bine în dieceză, lumea spune, Doamne, mulțumim Domnului că avem așa un episcop. Când merge ceva rău, tântălău ăla de vicar general, zic, care nu e în stare să facă. Exagerez. Evident, dar, am înțeles. Da, dar eu l-am rugat pe preasfințitul Gheorghe să mă lese, după 4 ani de zile, să mă lese să mă duc înapoi în parohie. Nu îmi pria poziția aceasta. Și mă gândeam și mai departe, așa, cumva, că dacă nu omori pe nimeni, da. Și v-ați mai dus încă 4 ani în America? Când m-am dus înapoi în America, era... murise episcopul, nu murise încă, dar era într-o, era foarte bolnav și era într-un azil de bătrâni. Și a fost un alt episcop numit, de fapt nu era încă hirotonit episcop, dar era un altul și el era la Canton, la sediul diecezei și el a venit să mă ia de la tren, că am zburat la Washington și de acolo am mers cu trenul la Canton, în Ohio. A venit și m-a dus acasă la el acolo și a spus, eu am o rugăminte la tine, stai cu mine aici, te numesc rectorul catedralei. Da, am acceptat, am fost acolo. Și au fost 4 ani în acea... 4 ani după acolo. De fapt, cum începusem și la Cleveland, unde când am ajuns acolo erau 4 copii în biserică și după un an de zile aveam deja o echipă de dansuri românești, că era o doamnă profesoară de dansuri românești venită din România, de la Sibiu, și copiii erau cam 60 de copii acolo cu care lucram deja. Și aici, la Canton, am început cu copii, am adunat pe copii și am început să prospere cumva parohia. Episcopul a fost foarte mulțumit de ce am făcut acolo. Ați desfășurat activitate pastorală atât în America, peste ocean, cum se spune, cât și da. La noi în țară. Da. Ce ați aduce din America în dieceza de Iași? Referindu-ne la credincioși, la modul de a privi credința, de a ne raporta la biserică. Cred că valorile noastre sunt deosebite aici pentru noi. Valorile lor sunt foarte bune acolo pentru ei. Cred că transplanturi e foarte greu de făcut. Nu se potrivește. Vedeți că noi învățăm, noi, mă refer la, o să înțelegeți ce înseamnă noi, învățăm de la americani în general lucrurile rele. Sunt foarte multe lucruri bune în America, dar le învățăm pe cele rele. Cu privire la viața bisericii, preotul, cum v-am spus, este scutit de abate cuie. El este preot. Face parte din Consiliul Bisericesc. Face muncă spirituală. Da.
dar se ocupă de suflete. Este administrator, dar spune acolo, spun american, că are dreptul de veto. Dacă Consiliul face ceva care nu e potrivit pentru biserică, el spune nu. Dar în general, Consiliul Bisericesc se ocupă de toate. Acolo preotul nu este amestecat deloc în probleme financiare. Preotul nu vede niciodată colectele sau ce se strânge de la oameni. Este un contabil, este un casier, este o ierarhie așa. Practic, foarte Consiliul bine se ocupă de toate lucrurile astea. Și au grijă de tot. Preotul primește salarul la începutul lunii, interesant. Uh-huh. Da. Pentru luna care urmează, pentru asta vreți să ziceți, nu? Da, pentru luna care urmează, asta e deosebit de alte instituții. Și golul nu are niciun fel de amestec în, în organizarea financiară a bisericii. A fost pentru dumneavoastră o mare șansă să aveți aceste experiențe în America și, așa cum ați zis și mai devreme, cu siguranță mulți v-au privit cu o ușoară invidie, chiar răutate. Da. S-au oferit să o arate sau unii chiar au arătat-o pe față? Unii au arătat-o pe față. Și când am... De exemplu, când am spus, eu n-am văzut nicio colectă în America, niciun dolar nu a trecut pe la mine din banii credincioșilor, din contribuții, din... Ei, n-ai văzut. Nu cred. La noi e altfel. Era un apropo că lucrurile de fapt au stat invers. Da. Ați avut șansa în viața pe care ați trăit-o până acum să stați așa pe lângă episcopi, nu? Da. Preasfințitul Petru vă este prieten, așa cum ați zis, în America ați stat cu preasfințitul, s-au așezat lucrurile cumva favorabil. Știu că ați fost preferatul episcopului Pleșca, a preasfințitului Pleșca. Așa se spunea, așa se spune. Ce v-a apropiat de preasfințitul și care este istoria acestei, poate prietenie prea mult spus, acestui atașament? Fiind la Oituz, că acolo am avut primul post de vicar, în anul când, deci în toamna anului 64, când am fost hirotonit, am fost numit acolo. Până atunci, ca să ai o mașină de scris, trebuia să raportezi de două ori pe an la securitate, la poliție undeva, cu o foaie pe care ai dat toate literele, caracterele mașinii. În 65 am mers la o comparativă la Onești cu un coleg cu care eram vicare amândoi acolo, cu părintele Erdeș, pe Ștefan Erdeș, sigur că știți de el. Și ne-am dus la un magazin unde erau, nu știu ce puneam să cumpărăm, era un magazin electrice, ceva vreau să cumpărăm de acolo. Și o doamnă catolică ne-am spus, părinte, nu vreți să cumpărați o mașină de scris? Da, trebuie să duci la poliție, să zici, nu mai trebuie, nu mai trebuie, zice. Nu mai trebuie de prezentat nimic. Aveți, cumpărați mașina și are și carte înăuntru. În românește erau din Ceoslovacia mașinile. Și cum să învățați, zice, nu mai trebuie să raportați la poliție, e liber. Liber? Eu aveam o mașină de aia cu țăcâneală de aia veche. Da. Și am luat amândoi câte o mașină. Mi-am dus acasă când am deschis cutia, într-adevăr, un manual cum să scrii orb. Și am început să învăț. Și părintele Erdeș. El a fost statornic aproape două săptămâni. Dar eu am continuat. Și am învățat să scriu la mașina aceea, să scriu orb. Preasfințitul
Pleșca avea trei sedii atunci. Stătea la Iași o bucată, stătea la București o bucată și la Oituz, unde el fusese, cred că 40 de ani paroh. Și la un moment dat a venit la... că el avea o casă separată când venea la Grozești, la Oituz acolo. La un moment dat a venit la mine în cameră, nu știu cu ce, și m-a văzut că... Butonați. Dar ce faci tu acolo? Păi uitați-vă, învăț că pot să scriu fără să mă uit la greu. Măi, și de unde? Și atunci, după ce m-am mai perfecționat un pic, venea și îmi dicta corespondența. Ce aveți scris, da. Ceea ce s-a întâmplat după aceea și la Iași. Cât am fost prefect, venea la seminar și îi făceam corespondența, știind că termină repede cu mine, că scriam foarte, foarte repede. Și așa s-a legat un fel de... N-am fost secretarul lui, dar... I-ați fost aproape și da, da. Ați știut multe chestiuni pe care alții nu le-au știut, nu? Doar din faptul că le-ați redactat. Da, da, sigur. Sigur, îi scriam predicile, mă rog, tot ce ținea de mașina de scris. Părințele, spune, părințele, hai, mai pardon. Așa, cam asta a fost relația... cu preasfințitul Pleșca. Da. Părinte, monseniore, din anul 2017 vi s-a schimbat radical viața sau doar ați căpătat așa un statut de pensionar, cum se spune? Ce s-a schimbat de atunci? Cred că e foarte important să vă spun că în viața mea, de când am vă referiți de când m-am pensionat. Exact. În viața mea nu s-a schimbat nimic de când m-am pensionat. Eu n-am oprit motoarele deloc. Și la cum v-am cunoscut în aceste două ediții, nu cred că le veți opri. Și am convingerea asta că nu trebuie să oprim motoarele. Am spus la preoții care au ieșit la pensie, cum am spus, nu opriți motoarele. Că pe urmă e foarte greu să le repornești sau nu le mai repornești deloc. Plus mai am așa un fel de filozofie a sistemului nostru, că în momentul în care te simți inutil, sistemul începe să se deterioreze și se spune, nu mai ești bun din nimic, pentru ce să mai trăiești? De mie îmi face viața frumoasă activitatea pe care o împart cu părintele Bișoc. Între timp, după pensionare, eu am mai fost în America, unde am fost paroh, în România, după pensionare, încă am activat ca paroh la Cârlibaba, unde am făcut o casă, unde am... Ați fost mereu activ și nu vă puteți opri. Este un secret în felul acesta de a fi sau e ceva ce vine odată cu momentul când venim pe lume, nu? Devii așa sau ești din naștere? Ce credeți? S-ar putea să fie amândouă, dar cred că mai mult devii. Pentru că am avut convingerea asta că numai activitatea, munca aceasta dă sens vieții. Că altfel puteam să mă retrag la stau undeva pensionar. Se aștepta trecerea vremii, da, pur și simplu. Da. Nu pot să văd lucrurile așa deloc. Și cred că am să continui să fac atâta timp cât am să pot să fac ceea ce fac acum, împărțind părintele Bișoc, ia partea cea mai grea întotdeauna, cea mai mult, dar îmi las destul și mie ca să mă simt util, ca să
să simt că n-am oprit. N-am oprit notarele. Părinte, eu vă felicit pentru tot ceea ce ați realizat în cei 83 de ani de viață scurși până acum. Vă doresc succes în continuare. Turați maxim motoarele, așa mulțumesc. Cum ați spus. Și v-aș ruga pe final de emisiune să ne spuneți câteva cuvinte ca o concluzie a celor două ediții pe care le-am avut împreună, ca o concluzie a trăirilor Sfinției voastre din viața aceasta de până acum. Faceți-vă viața frumoasă, nu așteptați să vă facă alții și nu permiteți să vă strice. Nu opriți motoarele, pentru că singurul lucru care dă sens vieții și vă ține tineri, așa cum eu la 83 nu arăt mai mult de 82 jumate, e cu siguranță munca pe care o continuu să o fac cu drag și vă iubesc pe toți. Monseniore Grigore Duma, vă mulțumesc pentru cuvinte, vă mulțumesc pentru prezență și vă așteptăm cu drag și cu altă ocazie în studioul RCS FM. Cred că am să vin cu drag aici, măcar să spun bună ziua, dacă nu altceva. Chiar și mai mult. Și cei care vor să vă vadă, cei care vor să vă asculte, vă pot găsi la Botoșani. La Botoșani, oricând avem acolo trei lucruri deschise. Porțile, ușile și brațele. Mulțumim, părinte. Dragi prieteni, ce lecție de tinerețe mai bună decât atât ați vrea? Nu cred că există. Vă mulțumesc pentru că ați rămas alături de noi. Vă dau întâlnire și săptămâna viitoare. Toate cele bune! Interviul săptămânii la RCIS FM.